Dragi noștri telespectatori, fiți bineveniți în țara imensă a copilăriei, unde astăzi vom fi să trăim cu toții aceleași emoții frumoase de a fi un mare și mic copil. Domnul Vlad Mircos este primul nostru intervievat. Domnule Mircos, dumneavoastră ca și om de artă, în ce măsură v-a marcat creația, copilăria dumneavoastră? În copilărie am făcut școala de muzică și anume la școala de muzică din Raionul Cantemir, școala de arte Valeriu Hanganu actualmente. Am și compus primele mele melodii. Acolo am fost ghidat de profesorul care mi-a pus în mână instrumentul și mi-a zis cum să fac primele note muzicale. Tot la școala de muzică am participat la primele concursuri naționale, republicane, ale tinerilor compozitori. Pe atunci președintea juriului era regretata compozitoare Zlata Tkaci, cunoscuta compozitoare de la noi. Și în legătură cu faptul că scriu muzică nu doar pentru cei maturi, de mulți ani deja scriu muzică și pentru cei mici. Am colaborat cu copiii începând cu 6 ani și terminând cu 14-15 ani, deci vârsta adolescenței, și într-adevăr mi-a făcut o plăcere foarte mare ca să colaborez cu copiii, deoarece mă transfer și eu așa imaginar în lumea lor și încerc să trăiesc sentimentele pe care le trăiesc ei. Eu vă urez să rămâneți un copil veșnic în suflet și să ne mai compuneți atâtea piese frumoase pe care noi le cunoaștem. Dragii noștri, invitații noștri vor veni rând pe rând și cu siguranță astăzi vom avea parte de cel mai frumos spectacol pe care ne-l oferă copilăria. Stimați telespectatori, un oaspete fidel al emisiunilor noastre, a Popas TV, este interpretul Mihai Popa. Mihai, bine ai venit în imensa mare împărăție a copilăriei. Vreau să te întreb pe tine exact ca și cum face amintirea de copilărie acum. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu din anii acești frumoși ai copilăriei? Bună ziua și bine v-am regăsit din nou. Frumoasă amintire, eu cred că când ne trăgeam cu barca pe lacul din satul Cotul Morii, cu copiii împreună, cred că erau cele mai frumoase. Să înțeleg că ai fost un copil răstrășnic. Și așa, și așa. Eu îți urez să rămâi veșnic copil și să mai fii oaspetele noastre în continuare la Popas TV. Cărăna Prepriț este interpreta care și-a cântat atât de frumos copilăria prin amintirile frumoase legate de sora. Ai făcut un imn celor două sorori. În ce măsură te-a marcat copilăria alături de cea care ți este dragă, sora? Da, deci am avut o copilărie foarte frumoasă. În primul rând vreau să felicit toți copiii cu ziua copiilor. Și de asemenea și eu am avut o copilărie foarte frumoasă alături de sora mea, mai ales am trecut-o la bunei noștri în Raionul Opnița, satul Plocușna, de unde venim, de acolo ne-am născut și au fost niște momente foarte frumoase, o perioadă extraordinar de frumoasă, alături de bunei, alături de prieteni, alături de căsuța bunică și de nucul de lângă poartă, pentru că au fost niște clipe care nu se uită. Copilărie este copilărie. Îți mulțumim că ești alături de noi, Carolina Prepeliță, o interpretă fidelă tuturor copiilor și postului Popas TV, nu în ultimul rând. Laurențiu Popescu este un nume deja bine bătut în cui în showbizul autohton. Laurențiu, știu că vine într-o localitate frumoasă, acolo unde, cu siguranță, copilăria ți-a legănat actul de creație. Spune-ne nouă, aici și acum, și copiilor care te privesc, în ce măsură interpretul Laurenț Popescu are tangențe cu copilul crengean din amintirea de copilărie. Deci, într-adevăr, vin dintr-un sat pitoresc din inima Moldovei, deci satul Berejen, Raionul Tenești, într-o familie de 11 copii. Eu fiind mezinul, am fost cel mai alentat, fiind ultimul. Îți dai seama, ceilalți creșteau și plecau de lângă mamă, dar eu am rămas ultimul și am rămas până la urmă. Deci eram clasa 6 și dormeam lângă mama. Am fost foarte mult atașat de părinții mei, deci când a venit timpul să merg la Chișinău la studii, mi-a fost destul de greu. Anume, în această perioadă am dat naștere la așa piese ca Mi-e dor de voi părinți, Mă treziu în dor de casă. Deci mi-am amintesc cu mult drag de copilăria petrecută alături de prietenii mei, de colegii mei de școală, de verișorii mei, cu care mă întâlnesc și acum pe la diferite sărbători, cum ar fi Paște, Paștele Bajenului, de Crăciun, merg neapărat și ne aducem aminte, ne depănăm amintirile frumoase pe care le-am petrecut împreună. Să ai sănătate și multă, multă inspirație și să rămâi
veșnic copil, așa cum le spunem tuturor invitațiilor de la această zi frumoasă. Astăzi este ziua copiilor. Fericităm copiii, adică le dorim ei să fie sănătoși, mintioși, să aducă bucurii părinților. Felicităm părinții, fiindcă au reușit și au copiii și năzuiesc ca copiilor să nu repete greșelile părinților și vor ca copiilor să ajungă cineva în viață. Felicit bunicile și bunei care au nepoți, au moștenitori. Felicit organizatorii care au depus atâta stăruință pentru ca să organizeze o festivitate pentru copii, pentru părinți, pentru bunici. Și vă doresc mulți, mulți ani! Bună ziua tuturor! Vă felicităm, dragi copilași și părinți, cu această frumoasă sărbătoare de vară. Vă dorim sănătate, realizări de vise, speranță și să creșteți mari, mari demn de părinții voștri. Noi, împreună cu Joana, am fost invitați în acest concert să vă prezentăm o melodie în duet. Vă ducem cele mai sincere și calde felicitări cu această minunată sărbătoare. Sper ca zâmbetele copiilor să vă aducă cât mai multă fericire, sănătate, dragoste și vise împlinite și copilași cât mai frumoși. Ne bucurăm mult și suntem onorați să participăm la această minunată sărbătoare și desigur felicităm toți copilașii cu această frumoasă sărbătoare și desigur aș vrea să felicit și pe cei maturi, pe cei care în special poartă în suflet dulcea și frumoasa copilărie. La mulți ani! Sunt nespus de bucuroasă că la acest spectacol minunat organizat de Popas TV cu genericul Dulcea mea copilărie ne-a încântat și frumoasa fermecătoarea interpretă de muzică ușoară Roxana și cu această bombonică dulce Bianca. Așa, așa te numești? Da. Și ce-ți dorești tu de ziua copilăriei? Ce-ți dorești tu de ziua copilăriei? Să merg în parc. Și încă? Îți place să fii ca mame o artistă așa frumoasă, desăvârșită și talentată? Te-ai prezentat foarte frumos în scenă. Bravo, ție! Mulțumesc! Să crești mare și dacă și mamea are o urare pentru toți copilașii. Deci, ca să știi, eu astăzi am întrebat-o, ce își dorește de 1 iunie? Să meargă să muncească alături de mine sau să meargă să se distreze? Și a zis că eu aleg să merg să muncesc pentru că să mă distrez, am să mă distrez în altă zi. Vreau să felicit toți copiii țării noastre cu această zi frumoasă, vreau să le urez multă sănătate, vreau să le urez o copilărie fericită, dar să nu uite că trebuie să aducă note de 10 pentru mami și pentru tate ca să-i facă fericiți. La mulți ani, dragii mei! La mulți ani, dragii noștri copilași! Dragii mei, bună ziua, bine v-am găsit! Îmi pare foarte bine să particip la spectacolul de astăzi. Într-adevăr, Popas Muzical tot timpul ia în vedere toți copiii și părinții. Dragii mei, vreau să vă felicit, să vă doresc o copilărie frumoasă, o vacanță cu succes, la mai mult și la mai mare. Lubomira, îți mulțumim și ție, îți urăm până la adânci bătrânețe să fii în suflet ca un copilaș. Te mulțumesc frumos! La acest spectacol minunat cu fond generic foarte frumos, Dulcea mea copilărie, desigur că este și Natalia Ciobanu. Bună ziua, Natalia! Bună ziua! Îmi pare bine să vă văd, să vă întâlnesc la acest spectacol și aș vrea să felicit toți copiii cu această mare sărbătoare pentru ei și respectiv pentru noi, că și noi în suflet suntem mereu copii, să le doresc la mulți ani, multă sănătate, dragoste, să asculte de părinți și realizarea tuturor dorințelor. La mulți ani! Vrem ca în această frumoasă zi să vă împărtășiți emoțiile pe care le-ați trăit în scenă alături de acești minunați copii și acești interpreți care au cântat cu mult drag și mult dor pentru copiii zilelor de astăzi. A fost fantastic! Iurie, îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare și îi mulțumesc doamnei Svetlana că m-a invitat. M-am simțit extraordinar, m-am simțit copil și atmosfera din sală, din această seară, m-a făcut să întineresc. Simțeam cum vine un val de energie tânără din sală spre scenă. Mi-a plăcut foarte mult, mulțumesc! Energia de tinerețe ne-a venit și din cântecul dumneavoastră și prin felul cum arătați și ca să vă păstrăm ani buni și frumoși alături de noi. Popas TV, în parteneriat cu Alexia Club Fitness, vă oferă un card în valoare de 2000 de lei și sunteți așteptată pentru a vă întreține și să vă vedem tot atât de frumoasă și la anul viitor. Surpriză, ce surpriză! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc Alexa Club, da?
Fitness, Alexa Fitness Club. N-am fost niciodată acolo, dar am auzit despre acest club extraordinar. Uite că o să vin acum neapărat și cred că la concertul următor o să arăt mai bine. Vă rugăm să vă mențineți că arătați bine și acum. Vă mulțumim mult pentru frumoasă prezență în această zi. Și pentru părinți, și pentru copii. Este cea mai frumoasă zi a anului. Copilul din voi. Așa vom face. Vă mulțumim mult. Familia Castraveți este un oaspete drag pentru postul de emisiune Popas TV. Astăzi ați fost minunate și formidabile în aceste costume marca Elena Iedcu. Emoțiile de mamă, fică, fică, mamă v-au copleșit în scenă de ziua copilului sau cine s-a contaminat de la cine? Copilul de la mamă sau mamă de la copil? De obicei copilul ia ce-i frumos de la mamă, așa și la noi a fost. Chiar de la început, când a fost concepute aceste costume și undeva erau în visele noastre, am zis că trebuie să facem ceva original pentru mine și ea. Și am convenit cu acest bun și extraordinar de designer al anului, vreau să zic, doamna Elena Iedcu. Și într-un timp foarte scurt am primit în dar așa niște ținute extraordinar de frumoase și ținute care place la toată lumea. Și nouă ne-a plăcut. Tu ce emoții ai trăit alături de mama? Mi-a plăcut foarte mult să fiu alături de mama mea în scenă. Astfel am putut prezenta niște ținute foarte frumoase, realizate de un designer autohton. Și aceste emoții au fost de bucurie, fiindcă am fost alături de mama mea pe scenă. Bravo! M-ați contemnat și pe mine, cu siguranță că la anul viitor vin și eu cu un costum etno, marca Elena Iedcu. Mulțumesc mult! Crina, un nume frumos pe care ți l-au ales părinții, cu siguranță. Astăzi ai avut emoții în scenă puține sau de regulă stăpânești emoțiile? Fiindcă copiii sunt cei care monitorizează și generează emoții frumoase numai. Am avut emoții pozitive, dar puține. M-am simțit bine, m-am simțit ca un copil. Mi-am adus aminte de copilărie. Eu știu că astăzi a venit cu o piesă semnată de un compozitor autohton, un nume sonor în lumea compozisticii. Ne spui și nouă celor de la Popas TV cine ți-a semnat piesa? Da, domnul Vlad Mircos mi-a semnat piesa, Din atâtea flori se numește, și text Galina Fărdui. Noi îți urăm să ai încă o copilărie frumoasă, ești la o vârstă când lumea este plină de culori, plină de multe, multe emoții și te așteptăm și la anul viitor. Da, mulțumesc mult! Astăzi, cu ocazia acestei frumoase sărbători din 1 iunie, Ziua Copiilor, vreau să felicit toți copiii din lume și în special copiii din Moldova să fie iubiți, să fie fericiți, să aibă cât mai multe clipe frumoase. Și părinții, bunei, rudele, să aibă să petreacă timp cu ei, să le dărui dragostea lor și să le dărui atenția lor, pentru că de asta au nevoie. Felicitări copiilor! Salutare, dragi prieteni! Vreau să felicit toți copilașii cu ziua lor de naștere, să le doresc în această zi să fie plină de cadouri, plină de baloane, să li se împlinească toate dorințele, să fie fericiți și să nu uite să mai fie și cuminți. La mulți ani, dragi prieteni! Doamna Angela Chelaru, dumneavoastră sunteți un partener drag nou celor de la Popas TV. V-am văzut astăzi în sală și aceasta e o dovadă în plus că întotdeauna vă place să fiți alături de noi și noi să fim alături de noastră. Dacă vă mai mintiți, copilăria dumneavoastră, prin ce a fost marcată și prin ce credem noi că este una deosebită copilăria Angelei Chelaru? Cât n-ar suna de straniu, dar copilăria mea a fost marcată de cărți. Cea mai mare bucurie a mea erau cărțile de la biblioteca din Brânzeni și de la Luminița din Brânzeni și toți banii pe care mi-i dădea bunelul meu, pentru că eram fată cu minte. Eu nu îi cheltuiam pe bomboane, dar îi cheltuiam pe cărți. Și asta este o amintire tare frumoasă. Credeți că acest copil modern al zilelor noastre seamănă cu copilul Angelei Chelaru? Deci, din păcate, sau poate că sunt un pic old fashion și nu înțeleg pe fiica mea care nu prea citește sau dacă citește, citește cărți online. Nu se compară nimic plăcerea de a citi pe hârtie și de a mirosi cartea și de a mirosi cerneala de pe carte.
Noi vă urăm ani buni și frumoși, să vă trăiască copilul din dumneavoastră și de ce nu, știind-o foarte genioasă și foarte creativă, poate descoperim copilul Angelei Chelaru din Amintiri de Copilărie, varianta 2, de după Ioan Creangă. Mulțumesc și vă urez succes în continuare. Și noi vă mulțumim mult!